este vestea momentului despre căsnicia Georgianei Lobonț cu Rare și Ciciovan. Recent, Georgiana a povestit cum se înțelege, de fapt, cu soțul ei, după ce s-a tot vorbit despre un posibil divorț între cei doi. Ei bine, cei doi protagoniști sunt căsătoriți de șapte ani și au împreună doi copii, pe Eduard Nicolas și pe Irina Maria. Artista din Ardeal a povestit întotdeauna că are o relație foarte bună cu soțul ei, care o însoțește mereu la concerte. Totuși, în urmă cu ceva timp s-a vorbit despre un posibil divorț între cei doi soți, cel care a dat vestea despărțirii fiind chiar Rareș Ciciovan. Se pare că vestea divorțului dintre Georgiana și Rareș a fost un simplu zvon. Iar cei doi sunt acum foarte fericiți și par la fel de îndrăgostiți ca în prima zi, celebra cântăreață a povestit cum se înțelege acum cu soțul ei, după șapte ani de la căsătorie. În acest context, artista a dezvăluit că ea și partenerul ei de viață lucrează împreună, iar faptul că se iubesc îi ajută și în viața profesională. De asemenea, Georgiana Lobonț a declarat că soțul ei este cel mai mare critic al ei. La rândul său și soțul Georgianei Lobonț a vorbit despre relația specială pe care o are cu artista. Rareș Ciciovan a declarat că este alături soției sale la toate evenimentele la care aceasta merge să cânte, iar cel mai mult timp și îl petrec împreună în mașină fiind mereu pe drumuri.